Comisia Europeană estimează recolta de rapiță din acest sezon la 18 milioane de tone, cu 9% mai puțin decât anul trecut. Estimarea a fost redusă cu 0,4 milioane de tone față de luna precedentă, iar producția medie a scăzut la circa 3 tone per hectar. Această situație va determina necesitatea unor importuri de aproximativ 5,9 milioane de tone în sezonul 2024-2025, transmite revista Ferma.ro. De asemenea, prețul rapiței europene a scăzut pe bursa Euronext cu 20,75 euro per tonă, ajungând la circa 469 euro per tonă. Potrivit sursei, această scădere a fost influențată de noile rapoarte privind recolta din Australia, investigațiile anti-dumping din China și totodată de scăderea prețului petrolului, care a afectat întreg sectorul bioenergiei. În plus, Canada anticipează o recoltă mai bună de rapiță cu o producție estimată la 19 milioane de tone, în creștere cu 2% față de anul precedent. Totodată, Australia și-a îmbunătățit prognoza, ajungând la o producție de circa 5 milioane de tone datorită condițiilor favorabile din ultimele săptămâni.